Primăria Municipiului Călăraș anunță semnarea contractului de execuție a lucrărilor pentru obiectivul îmbunătățirea infrastructurii rutiere DN3D, tronsonul cuprins între DG306A și DN3. Lucrările care se vor efectua pe drumul care asigură accesul în municipiul Călăraș din DN3D, cunoscut și sub numele de drumul Siderca, vizează realizarea de benzi suplimentare pentru asigurarea a două benzi pe sens pe întreaga lungime a drumului de 843 de metri, ramforsarea sistemului rutier existent, realizarea de piste de bicicliști și trotuare pe ambele părți ale drumului și îmbunătățirea siguranței circulației prin amenajarea intersecției dintre DN3 și DN3D. Valoarea totală a contractului depășește 3.500.000 de fora da